Premierea minerilor și energeticienilor va avea loc joi seară în fața monumentului Ecaterinei Teodoroiu din piața Prefecturii. Un înscris o diplomă de patriotism, efectiv, pentru această idee națională, energia fiind pentru noi, în viziunea nu numai a gorjenilor, una strategică de interes național. Ai independență națională, ai perspectivă de dezvoltare economică, iar oamenii aceștia s-au sacrificat efectiv realizând acest marș până la București și nu trebuie să-l lăsăm uitat pe de o parte și trebuie să-l menținem mereu în actualitate, iar cel mai bun exemplu pentru solidaritate în acest sens a fost dat de acești eroi, putem să le spunem, iar noi trebuie să fim mai uniți în continuare. Potrivit lui Ion Călinoiu, aproximativ 80 de mineri și energeticieni au fost invitați la acest eveniment. Câte persoane ar urma să fie premiate? Păi sunt vreo 60 și ceva la nivelul acelor ce au realizat marșul la București și vreo 22 la celor din Greva Foamei. Nu mi se pare un paradox faptul că cei care au plecat în marș pe jos la București și cei care v-au cerut demisia și v-au făcut vinovat de tot răul de la complexul Oltenia, așa cum ai... Le dați diplome de patriotism. Deci recunoștința față de un asemenea om care este capabil să sacrifice pentru un interes al nostru, al tuturor, nu înseamnă de niciun fel un paradox. Minerii și energeticienii spun că vor veni la premiere în ciuda nemulțumirilor pe care le-au avut în privința autorităților.